Acest vlog este un vlog foarte, foarte important pentru mine. Ai zis prețul, ai zis, nu? În această zi o să fac un pas foarte, foarte important în viața mea. Nu vă spun încă despre ce este vorba, vreau să vă uitați la tot clipul ca să înțelegeți povestea. Vă spun doar atât, urmează ceva mare rău de tot în viața mea. Dar până atunci am venit la oamenii mei de la Vagabond by Jordan, pentru că părul ăsta e cam normal și nu e la locul lui. Zici că sunt așa by default, venit din fabrică, trebuie să mă tunez un pic. V-am întrebat pe Instagram cum vreți să mă vopsesc și toți ați decis că alb, așa că haideți la vopsit. Am aplicat decolorantul și am lăsat o ultimă șuviță de păr natural. Zici că sunt dintr-un film, ești nebun la cap, uitați-vă la mine. Asta trebuie să fie un meme, ești nebun direct. Nu sunt despregătit să vedeți rezultatul final al acestei capodopere, o să arate bombă rău rău de tot. Ok guys, în momentul de față sunt vopsit, e culoarea finală în păr, hai să vedem ce a ieșit. 3, 2, 1... Mamă, să moară Jaxara, băi, ce mișto a ieșit, ești nebun la cap. Băi, e alb. Doamne, cât de mișto arată. Suntem aici cu Alin, chiar, băi, chiar a ieșit bombă rău de tot. Și o să venim și cu o pată de culoare, dar în curând, stay tuned, urmăriți-mă pe Instagram. Gata, guys, și cu schimbarea de look, tocmai am terminat, suntem aici la... Vagabond by Jordan, frumos. Băi, vă recomand, chiar vă recomand tuturor. Suntem aici alături de Alin. Mulțumesc. O treabă bună ca de fiecare dată. Uitați-vă și voi ce lucru. Puteți trece. O treabă minunată ca de fiecare dată. Uitați-vă cât de beton a ieșit și ne-a promis Alinu și toată echipa aici că data viitoare ce facem? Ceva surpriză. E surpriză. O surpriză. Vedem punem o pată, punem o pată de culoare pe goala asta albă de hârtie. How mau. Hai să ne continuăm ziua. Ok. A venit și momentul să vă spun de ce acest vlog este foarte, foarte special pentru mine. Chiar dacă suntem tot în mașină, cum eram și la începutul vlogului, locația noastră s-a schimbat și între timp s-au întâmplat foarte multe alte lucruri pe care nu am putut să le filmez, dar vi le voi explica și vi le voy arăta. Ei bine, după ce am plecat de la Vagabond by Jordan și ne-am făcut fresh, am fost să semnez niște acte foarte, foarte importante pentru mine. Acte care mă vor face proprietarul acestui mare, mare, mare teren. Da, ați auzit bine, Picantul a devenit proprietar de teren. Terenul meu se întinde de la acel gard până, uite și mașinuța ce bine stă pe el, până acolo la acel țăruș. Și pe diagonală de aici până undeva încolo. Este foarte mare terenul. Are undeva la peste 700 de metri pătrați, iar aici Picantul vostru. Doamne, cât de mândru sunt să spun și nu știu, parcă am așa foarte, foarte mari emoții, pentru că se întâmplă ceva foarte, foarte important în viața mea. Și chiar aici, pe terenul proaspăt achiziționat de mine, va începe un nou proiect, un nou drum în viața mea, o nouă mare, mare, mare realizare, pot spun eu, la 20 de ani, și anume că aici îmi voi construi noua mea casă. Mai exact, acolo. Acolo va fi piscina, acolo va fi garajul și toată curtea va fi extrem de frumoasă. Știu că toți vă spuneți acum, bă, bine, bine, ți-ai luat teren, îți faci casă, dar unde ți-ai luat terenul? Unde o să locuiești de acum încolo? Că aici sigur nu e București, că ești nebun la cap, e prea liniște. Ei bine, guys, acest teren frumos pe care l-am cumpărat se află în... Domnești. Știu că foarte, foarte mulți dintre voi mi-a scris și pe Instagram și pe TikTok și pe peste tot. Băi, Picane, dar de când ți-ai pus fațete și ai mușchi și toată schimbarea asta, zici că ești Dorian Popa, Picantule. Dar acum și cu noua achiziție, toată lumea o să-mi zică, băi, Picantule, dar să moară Jackson, tu gata, ești Dorian Popa 2.0, ce se întâmplă? Nu pot să vă mint, nu pot spune că decizia mea de a-mi cumpăra teren în Domnești nu a fost și influențată de Dorian, pentru că Dorian mi se pare un tip foarte, foarte smart și, sincer să fiu, prima dată când am venit la el și am văzut toată zona asta și cât de frumos este aranjată și pe lângă chestia asta că se mai construiește și nodul ăla blană care va fluidiza tot traficul și vei ajunge super, super repede în București, însă decizia mea finală a fost influențată de părinții mei și de fratele meu care m-au ajutat foarte, foarte mult la căutarea unui teren potrivit de a-mi construi casa, să fie și mare, să aibă și utilități, să fie și aproape de București. Și da, am ajuns să-mi cumpăr acest teren. De acum încolo va începe un nou capitol în viața mea, o nouă serie aici pe YouTube, pentru că o să facem serie cum construiesc singur o casă la 20 de ani de la zero.
bine, singur, cu ajutoare, vă dați seama, echipa de muncitori, părinții mei, mai multă lume. O să filmăm aproape fiecare etapă, iar când casa va fi finalizată, o să facem turul casei. Nu vă așteptați să dureze foarte, foarte mult, nu vreau să lucrăm nici pe repede înainte și să iasă ceva greșit, însă nu vreau să dureze mai mult de un an construirea casei. Eu mi-am pus ca limită 6 luni de zile, începând din martie, când vremea va fi mai frumoasă. Singurele hinturi pe care pot să vi le dau apropo de casă va fi că vom avea piscină, vom avea o mare, mare terasă, vom avea un garaj superb în care să ținem noua mașină, care, apropo, mai așteaptă puțin. Și ce să mai, va fi dream house-ul la care am visat din totdeauna. De ce să ne mai ascundem după deget? Toată lumea știe că Dorian stă în Domnești. Chiar tind să cred că de când s-a mutat Dorian, această zonă chiar a primit un improvement. Și acum sunt sigur că toți vă întrebați cât de aproape sau cât de departe stai de Dorian. Iar răspunsul meu este că stau atât de aproape de Dorian încât, mergând pe jos, cred că ajung cam în 3 minute la el. Am și vorbit cu el, l-am anunțat că vom fi vecini, iar acum mergem la el, îl luăm de acasă, venim să-i facem teren turul, să vadă și el terenul, să vadă unde va sta picanța de acum încolo, să vedem dacă îi place. Și pe lângă chestia asta sunt și eu nerăbdător să văd ceva la el, și anume noua mașină, pentru că ați văzut că și-a colantat-o extrem, extrem de bombă și a făcut tot interiorul și a modificat mașina efectiv radical. Hai să vedem, să ne întâlnim cu Dorian. Efectiv am condus un minut și am ajuns deja. Oricum stăm pe acea stradă, cred. Cred că are aceeași denumire, dacă nu mă înșel. Nu știu, să-l întrebăm pe el, că eu abar nu am, el expertul aici pe Domnești. S-a lăsat și seara, guys, că ne-a luat la vorbărie puternică, rău de tot. Suntem aici alături de vecinul, am putea să-i spunem mai rău. Ai venit la spartul târgului Bagabontului acum cu podul gata, cu vecinii, cu canalizare, cu tot ce trebuie. Eu îl admir foarte mult pe Dorian și am repetat în toate interviurile și astea, pentru că a avut curajul, frate, să se mute într-un câmp efectiv gol, înaintea tuturor fraților, când terenul era super ieftin. Atunci s-a putut, dar uite ce bine s-a putut. A venit de la Dumnezeu, aia, frate, n-am premeditat, o spun sincer. Știu, dar a fost o mișcare matematică senzațională, pentru că teoretic așa am putut să-mi iau terenul din vecinătatea mea. Hai să-mi arăt că sunt curios. Bombă, am ajuns la teren, guys. Am mers cu mașina asta nouă și frumoasă. Ăsta este terenul, Haumau. Are 700 de metri pătrați. Deci aici stăm noi și, ca să vă faceți o idee, Dorian stă undeva... Da, în spatele caselor ăsta, fix în spatele lui. Da, undeva vede, dacă nu era una dintre casele astea, vedeai casa. Da, în spatele caselor. Tare, nu vine să cred ce frumos aranjat terenul, ce dorit. Ai zis prețul, ai zis, nu? Vă zice, mă, exclusivitate, că nu mă feresc, adică până la urmă am muncit. Hai, de ce te ferești, că ia-s metrice. Da, prețul a fost 47.500 de euro. Ai luat bine, părerea mea. Da, nu? Da, nu, fiță. Dacă-mi termin casa, vin și eu cu o mașină ca asta în fața porții. Fiță, băiatul. Haumau. Da, vin pe la fine, pe la șantier, abia aștept. Eu da. Sunt toate șantierele pe aici. Facem. Băi, vreau să vă spun că te-am să-mi explica cam ce vreau să fac cu casa. Mi-a dat așa un preț estimativ. M-am speriat, vreau să vă spun sincer. Dar cine construiește știe în felul următor. Deci, de obicei, prețul final este prețul la care tu te aștepți plus încă vreo 70%. Da, așa ca notă, ce notă îi dai la teren? Nu reține apă, e bine. Mult, nu știu. Mult? 9, nu? Adică dacă de la 9 bine în sus. Mă gândesc că sunt cele care au asfaltul la poartă. Cât timp ți-ai pronosticat? Băi, eu am zis că până în octombrie anul viitor sunt gata. Adică în 6 luni, ce crezi? Pot? La cheie? La cheie. Parterul gata, mobilat. Până fără octombrie. Etaj. Până în octombrie. Facem pariu? Pe o săritură de pe gard de la mine de Halloween, costumat, că nu ești gata nici pe departe. Nici pe departe? Mamă, s-a dat challenge-ul! Pariu tăiat! How? De pe 31 octombrie eu trebuie să am parterul gata. Mamă, să mă arăt, dacă nu mă ambiționez tare, am și piscina gata. Bă, ce ai, mă? Da, o să te ducă, mă, ce ai, mă? Doria m-a speriat rău de tot. Te întreb un lucru. Da. Ai echipă? Da, am echipă. Încrederea aia, monstru? Monstru. Până la urmă e șeful de șantiere tata. Okay. Iar la lui 2023, când o să, după ce o să sari în piscină, după ce o să sari în piscină, probabil că se numește pe șantier, o să intrați la interioare, da? Și o să finisați până în primăvară, ca în primăvară să te poți muta în ea. Și dacă pierzi, tu sar tu, da? Normal, fratele meu, ce ai tu, crezi că să facem să sară. Dorian, îți mulțumesc mult de tot pentru susținerea asta, că eu am luat-o ca pe o susținere, efectiv. Hai, adică... văd, oricum, mi se pare, adică mi-ai spus că ne învecinăm, mi-au mai spus alții, bă, iau teren, Domnești, la tine ne învecinăm. Dar nimeni n-a fost atât de aproape, frate, ești like, da, chiar da, 700 sunt, de metri. Asta le-am explicat oamenilor, zic, mergem la Dorian, 2 minute. Așa că ne luăm niște biciclete și când sunt și eu cu casa eu gata, venim să dăm niște ture puternice. Băi, să rămână, te pup, mersi mult de tot, pariu s-a făcut. Octombrie 2023.
S-a făcut. Vă pupăm. Bam. Hai că din Domnești am ajuns și în Constituție, în București. Ne-a luat și poliția aici, nebun la cap. Bine, glumesc. Nu ne-a luat poliția aici, nebun la cap, dar am venit să ne întâlnim cu o persoană foarte, foarte, foarte specială. Prietenul nostru, Dimache. Domnul Dima, ce faceți în mașină? Bă, rog că n-am putut să filmez cu tine, dar te aștept în mașina. Bine că eu stau 24 de ore în mașină. Bă, ce mașină ți-ai luat? Totuși bine merge monetizarea din YouTube. Da, uite-o, bă. Auzi, mă, dar și camera ta. Aș alege camera în loc de 5. Bă, am încuia mașina. Câți cai zice că are mașina asta, Dima? 600. 600 de cai? Toți. Mă, bă, ești de bula ta! Doamne Dumnezeu, care ești în ceruri, Doamne, păzește-ne că... Bă, fraților, o să vă zic doar atât. Munciți, munciți și ar munciți ca să vă îndepliniți toate visele. Uite, eu azi mi-am îndeplinit unul dintre cele mai mari vise ale mele. Noi ne revedem cu un următorul vlog. Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să apeși butonașul de like. Eu am fost picantul vostru nebun și nu uitați să apeși butonașul de like. Poate și un subscribe și să apeși clopoțelul. Mua!